E aproape la fel de multă lume cât este la cursurile pe care le țin eu aici. Acum 4 ani aproximativ pe vremea asta, știu bine, eu mi-am notat și ziua și ora, am spus că ne facem istorie și iată că o facem. Pentru noi, pentru universitate, pentru facultate, pentru noi cadre didactice, este absolut o mândrie că se întâmplă așa ceva. Sunt foarte încântat să spun că mi se pare una dintre cele mai importante realizări ale noastre, să vedem cum studenții, aproape singuri, aproape fără noi, încearcă să aplice ce au învățat, ce au învățat cu noi, ce au învățat singuri, și încearcă să facă ceva. Care este, așa cum declaram, au întrebat multă lume, e ceva simplu, e ceva complicat, e ceva complicat. Nu e așa de simplu. E ceva la care, dacă va merge ceva mai departe, poate să fie chiar foarte complicat, cu aplicații foarte interesante. Părerea mea este că vă pune la încercare și creativitatea, vă pune la încercare spiritul de echipă, ce e foarte important, vă pune la încercare limitele fizice de lucru și că realizările sunt interesante și aproape că fără să vă dați seama, aplicați unele lucruri pe care le învățați, repet, unele cu noi, unele singuri, și că, până la urmă, știți cum se spune, cerul este limita pentru ceea ce facem noi aici. Sunt foarte încântat că ne continuăm acest concurs, că suntem la a patra ediție. Sunt foarte emoționat, să știți că rare îmi recunosc acest lucru, dar mi se pare ceva extrem de important. Vreau să vă spun că am crescut în importanță și rectoratul este alături de noi, ceea ce arată că importanța a crescut. În primul rând, bine ați venit. O să încep cu proba cea nouă, care e o noutate. E inspirată din jocul care e consacrat deja, Laser Max, în care te alegi într-un labirint și trebuie să machezi cât mai multe puncte. Noi am zis să facem un joc în acest fel, în care roboții să execute în mod autonom acest joc. În teren vor fi 4 roboți, fiecare poziționat într-un colț. Ei trebuie să se descurce labirint și să-l găsească adversarul. Ca să fie ușor pentru arbitrii, noi vom controliza doar câte, nu loviturile care trimită roboții, ci de câte ori a fost omorât robotul. În felul acesta, robotul cu cel mai multe loviri primite e pe ultimul loc și tot așa. Care are cele mai puține puncte moarte, va primi 400 de puncte, 300, 200, 100. Am mai făcut o chestie pentru studenții care s-au chinuit și n-au reușit să execute proba de laser, îi vom primi să participe doar la proba de sumo, unde toată lumea s-a descurcat în mare parte, dar vor primi la proba de laser chiar 0, automat la clasamentul general vor avea deficit. La proba de sumo e clasic, 2 roboți în ring, se vor înfrunta 1-1, robotul care iese afară din ring pierde. Vor fi meciuri 2-3, fiecare meci în parte se va înfrunta câștigătorul cu 100 de puncte, iar totalul acumulat va conta la clasamentul general. Câștigătorul competiției se va desemna din urma celor două probe. Stai! Probabil că majoritatea dintre voi ați văzut filme de genul iRobot sau Terminator. Nu știu, cred că în sală majoritatea sunteți electroniști sau cel puțin ingineri. Însă nu știu câți dintre voi au avut ocazia până acum să vadă live o competiție între roboți autonomi, între roboți construiți de studenți. Show-ul de astăzi cred că va fi impresionant. Cred că veți fi cu sufletul la gură.
De asemenea, trebuie să menționăm și că puteți urmări acest concurs și live pe site-ul robochallenge.ro sau pe site-ul Ligii Studenților Electroniști, www.lse.org.ro. Asta datorită companiei Cable System, care se asemenea alături de noi și ne oferă suport tehnic. Ne pregătim pentru marea finală! Marea finală! Priviți! Haideți, încurajați-vă favoriții! Oare cine va câștiga podul de 1 milion de euro? Dar să vedem! Oare va reuși împreună să revină? Oare va sta partea de noi? Băi, că a fost foarte agresivă, foarte! Să vedem dacă va avea parte de o ultimă luptă decisivă sau la fei. Să ne apropiem! Să punem și microfonul aproape de ei! Și a început. Vă rugăm, dați-vă la o parte. Ce se întâmplă? Cine pe cine? Cine e cel mai puternic? Au găsit câțiva. Cine va la mine? Cine va la mine? Ce haos! Ce haos! Dar cine va câștiga? Unii au văzut cine pe scenă. Primitii. Și rămân. Vreau să ne recunosc pe produs. Ne recunosc prin mamut. Igor. Igor, a căzut și Igor. A rămas 3. Să vedem. Tyler. Tyler, what's the name? Tyler. Tyler is the name.